Salutare, prieteni! Hai că revin cu un nou filmuleț, nu știu dacă vedeți cum zboară masculii sus. Ei sunt acum la antrenament. Fetele, vorbim de masculii pui. Fetele au fost și ele antrenate timp de 45 de minute. Au primit mâncare. Urmează oricum să mai mănânce, chiar dacă n-am mâncat acum chiar tot. În apă folosesc în perioada, chiar anul acesta am folosit mult mai des ceaiurile decât de obicei. Am pus accent mai mult pe ceaiuri. Ceai Hepato Biliar, Farmacia Domnului, dacă căutați. Eu îl găsesc aici în Oradea de la mine, la Tomeris Plant. În fine, eu un magazin naturist. Aici avem fetițele. Ele sunt un pic mai multe decât masculi, sau nu neapărat, că am jumătate. Posibil să am acolo un mascul printre femele, dar nu-i mare bai. Ce fac în perioada aceasta? Pui sunt deja, au făcut deja 6-7 etape, 5 antrenamente neoficiale, unul de 100, unul de 125, 2 de 225 și 2 de 164. Am trecut la prima de 200 acum 2 săptămâni, weekendul trecut a doua de 200, urmează următoarea de 200 acum weekendul ăsta și din, nu știu, mai știu, 16 sau cât pică, 16-18 septembrie, prima de 300 și după aia ultimul weekend din septembrie 370-365 paprika, etapa noastră ultima. Joc un fel de văduvie la pui sau ușa glisantă, adică sunt despărțiți pe sexe. Se văd doar când vin de la etapă sau de la antrenamente. Weekendul trecut a fost o etapă destul de reușită. Sosiri foarte faine. Din păcate, duminică am avut un atac de pisică în crescătoria asta, trebuie să mă tot spui de aici. O să ziceți că din cauza cărămizilor, oricum se urca. Da, asta e. Oricum, porumbei am reușit să obișnuiesc majoritatea masculi cu masculi aici. Din păcate, ei trag un pic stolul jos pentru că nu m-am pus așa mult accent pe crescătoria asta și nici nu e bine o crescătorie așa deschisă. Au și fost probleme puține respiratorii pe la ei. Din cauza asta, porumbei zboară de vreo 15 minute, 15-20. Dar în fine, ideea că fac zborul ăsta despărțit pe sexe la pui, ceea ce e cea mai bună metodă, ia timp, pentru că în loc să stai o oră jumate la porumbei, stai 3, ca să vă zic cum stau eu. Minimum antrenamentului în jur de o oră, hai câteodată 45 minute la început de săptămână când sunt mai obosiți. Da. Și trebuie să îi faci și să intre. Am reușit să îi dresez cât de cât. Să intre și acum după masă n-am stat prea mult cu intratul, la mâncare, fluierați. Și cam atât. Masculii când ies, curăți. Odată pe săptămână curăț și sub grătare. Interesant că am zburat primele 5 antrenamente cu veina ciura cam de o palmă aproape. Și parcă a fost bine, nu se ridică așa praful. Nici acum, fiindcă curăț mai des, nu se mai ridică. Mâncarea. Astăzi niște More Active Detox și Biotics Duo. Formula oarecum patentată de mine și după aia preluată de ceilalți.
Ei știau de mor activ cu detox, ca așa recomandat, dar adăugând și probioticul, rezultatele sunt mult mai bune. Matca masculii despărțiți. Zborul sunt pe pui, 5 perechi la zbor rămase după concurs, 11 au sosit. Am pierdut masculul cel mai bun la fond tineret. Loc 1 la Gold pe Bihor, l-am pierdut la Berlin și încă masculele scurte. Ca și tendință generală, femelele zboară mult mai bine ca și masculii, mai grupat, mai susținut. Și cred că și pe total la concursul vin mai bine. Bine, prieteni, să aveți o zi frumoasă!